La spitalul Floreasca se spală cu același mop și înăuntru, dar și în zonele unde se fumează. Vorbim despre o angajată a firmei de curățenie cu care are contract spitalul. Sunt imagini filmate de jurnaliștii Libertatea, o angajată a firmei de curățenie care începe să spele podeaua din interior. Existau informații că imaginile pe care le vedem sunt de la secția UPU, dar de îndată vom primi detaliile, pentru că în legătură telefonică directă cu noi este domnul Bogdan Oprița, purtător de cuvânt Spitalul Floreasca, medicul Bogdan Oprița. Bună dimineața, domnule doctor! Română. Noi vedem aceste imagini, în dreptul ușii femeia încearcă să scoată câteva gunoaie, iese, spală cu mopul și curtea, curăță locul de fumat de lângă intrarea în spital, apoi se întoarce, reia spălatul pe holuri folosind același mop și aceeași apă îngăleată. Noi aveam informații că vorbim despre UPU. Dați-ne dumneavoastră detaliile. Da, deci în primul rând trebuie spus că firma de curățenie respectivă are contract conform legii numai pentru spațiile comune, adică acele spații care nu se efectuează act medical sau în spațiile în care nu sunt acceptați pacienți și de asemenea în perimetrul exterior al spitalului. Spațiul pe care l-am identificat în filmarea postată de dumneavoastră reprezintă intrarea pe din spital, care este o intrare care duce în zona de ambulator, o parte din platforma investigațională și prin intermediul unui culoar în spital și, într-adevăr, există în același hol, este și ieșirea din UPU. Trebuie spus că există o procedură foarte strictă pentru aceste mopuri, în sensul că ele trebuie să fie două, un turn să fie existe detergentul, un alt trebuie să existe apă curată, cu mopul cu care se spală spațiile comune, nu ai voie să speli spațiile de îngrijiri și invers. La nivelul unității de primire urgentă noi respectăm această regulă, dar aici se vede că angajata firmei de curățenie nu respectă regulile, pentru că chiar dacă sunt spații comune și se spune nu sunt spații de îngrijiri, dânsa nu trebuie să folosească aceleași instrumente de curățenie pentru interiorul clădirii și pentru exteriorul clădirii. În urma sesizării dumneavoastră trebuie să vă spun că reprezentanții firmei de curățenie au fost chemați pentru a oferi explicații despre ceea ce s-a întâmplat și fără îndoială că vom lua măsurile în consecință. Ați mai avut probleme cu firma de curățenie de acolo din spital? Au mai existat sesizări pe care spitalul le-a făcut firmei de curățenie și din informațiile pe care le am, această firmă a fost sancționată cu amendă de la DSP pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin. Ne-ați putea spune ce ar putea risca acum această firmă sau chiar femeia care curăță? Păi, cu firma în cauză putem discuta până la rezilierea contractului, dacă se constată că nu s-au respectat prevederile respective, iar angajatul firmei respective, fără îndoială că și el va putea să fie sancționat, pentru că așa ceva nu se face. Spitalul este și în plin control al Ministerului Sănătății după cele întâmplate acolo cu pacienta care a suferit arsuri și a și decedat în sala de operație. Ne puteți explica, domnule doctor, care sunt riscurile atunci când folosim același instrument de curățenie și în afară, acolo unde se fumează, și în interiorul spitalului? Apropo de normele de igienă. Este foarte clar că există posibilitatea ca ceea ce ai în interiorul spitalului să duci și în afară și invers. De asemenea, trebuie să vă spun că în zona respectivă nu ar trebui să se întâmple aceste lucruri, adică să se fumeze, pentru că acela nu este un spațiu dedicat pentru așa ceva, dar după cum ai putut constata, există persoane care nu respectă prevederile regulamentului de ordine interioare. Ei, dacă ei sunt angajați ai spitalului și sunt surprinși de persoanele care au atribuțiuni în control și la rândul lor pot suporta rigorile legii, dacă sunt persoane care sunt, să spunem, aparținători sau chiar pacienți, și ei la rândul lor pot să suporte aceste rigori. Dar încă o dată revin, ceea ce s-a întâmplat și ați filmat dumneavoastră
nu respectă procedura pe care persoanele respective o au și nici prevederile din contractul pe care spitalul are încheiat cu ei. De ce credeți că a făcut asta? Din neștiință, din neatenție, din nepăsare? Este foarte greu de spus lucrul acesta, dar persoana în cauză, fără îndoială, că va fi chestionată și anchetată. Încă o dată o spun, angajații respectivi au obligația de a respecta prevederile din contractul respectiv, care prevederi sunt în concordanță cu legislația, cum spunea și dumneavoastră, pentru a respecta regulile de igienă ale instituției.